Incendiul a izbucnit în jurul prânzului la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. În primă fază au fost semnalate degajări mari de fum din casa liftului. Imediat au fost evacuate 33 de persoane de la secția chirurgie. Ulterior, numărul evacuațiilor a ajuns la 53. Am avut perfuzia în mână și trebuie să stau jos, că eu sunt operat de colon. Ne-a spus că se simt în curte care poate să se deplaseze. E un incendiu, cam așa. Prima dată ne-au evacuat și nu știam de fum, incendiu, spuneau incendiu. După ce am ajuns jos am... Ați aflat ce s-a întâmplat? Da, da. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă și o autoplatformă. S-a întâmplat din cauza unei defecțiuni la instalația liftului, un lift care nu este extrem de solicitat, este liftul de personal, un lift nou. Acum persoanele abilitate se află la locul faptei să ne poată spune mai multe despre ce s-a întâmplat acolo. Nu era nicio persoană în lift. Asistentele medicale au observat fumul și au sunat imediat la 112, după care s-a luat decizia evacuării pacienților din cauza fumului dens. Nu a fost vorba de către un incendiu propriu-zis cu flacără, ci doar de o degajare de fum. La locul intervenției am constatat că existau degajări de fum în casa liftului, s-a procedat la preventiv, la evacuarea pacienților de la etajul 3 chirurgie, un număr de 30 de pacienți în spațiul de evacuare din curtea spitalului. Liftul de la care a pornit incendiul a fost modernizat în 2015 și avea toate autorizațiile la zi. Acum a fost sigilat și nu va mai funcționa până când nu va fi expertizat de o echipă tehnică.